Ce-ar fi micii dacă n-ar avea alături o lingură de muștar? Cu siguranță nu l-ar mai oferi aceeași bucurie. Celebrul sos picant sau dulce acrișor este însă în pericol, pentru că arșița a afectat culturile de muștar din țară. Rusia și Ucraina, principal furnizor de semințe de muștar, au probleme cu exporturile. În aceste condiții, condimentul a început să dispară de pe rafturile unor magazine din vestul Europei. Depozitele de muștar au rămas pe jumătate goale. Deși planta este iubitoare de căldură și rezistă la secetă, condițiile extreme de anul acesta nu i-au priit deloc. Producția a fost foarte slabă, media a fost de 500 de kilograme pe hectar. E foarte puțin. În anii normali se obținea undeva la 1200-1400 de kilograme de muștar pe hectar. Anul ăsta producțiile sunt sub 800 de kilograme. În țară sunt în jur de 200 de cultivatori, care au însămânțat cu muștar aproape 4.000 de hectare. Majoritatea sunt în Constanța, Dolj, Mehedinți, Galați și Timiș, zone în care anul acesta a fost mult prea cald. Cum fermierii noștri nu pot asigura materia primă necesară fabricilor de muștar, procesatorii încearcă să o aducă din afara țării. La Tecuci, în patria muștarului, sunt mari probleme. Noi cumpărăm boabe de muștar din Ucraina și din Rusia. Din păcate, după război, înainte de război era 500 de euro pe tonă, momentan este 2000 de euro pe tonă. Avem clienți și în Statele Unite ale Americii, pleacă și în Cipru, îndeosebe avem clienți importanți în Italia, Spania, n-am putut să onorăm toate contractele. Și administratorii acestei fabrici din județul Brașov importă anual în jur de 10 tiruri cu boabe de muștar, dar acum au reușit să aducă numai două. Nu știe nimeni ce se va întâmpla în Rusia. Fermierii noștri n-au plantat cantități mai mari, ba unii dintre ei chiar au renunțat anul ăsta și n-au mai plantat și s-a suprapus această criză cu seceta. Povestea se repetă și în alte țări. Muștarul a început să dispară din magazinele din Franța. Renumită pentru muștarul de Dijon, țara importă mai toate boabele din Canada, care a fost lovită de secetă încă de anul trecut. Oamenii caută să prepare singuri în casă substitute de muștar. Bucătarii noștri au și alte idei. Asta este sosul sriracha mayo. Conține maioneză, sosul sriracha, picant. Se folosește la aripioarele de pui crispy. Acest șef pornește de la semințele de floarea soarelui, pe care le condimentează din belșug. Pentru culoare o să punem turmeric. Bineînțeles, nu trebuie să ne lipsească hranul. Câteva secunde și am făcut muștar. Producătorii avertizează că ar putea fi nevoiți să scumpească muștarul. Nu doar materia primă îi costă mai mult, ci și ambalajele, transportul, energia și forța de muncă.